Tecuci, centru de îmbarcare din Tecuci, ora 23. Particip la îmbarcarea porumbeilor pentru maratonul Columbofil Extrem de la Tartu, ediția 2019, organizată de către UCPR. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un maratonist important, serios și pasionat din Brăila. Este vorba despre domnul Adrian Lilov. Ce faceți, domnul Adi? Bună seara! Ce să facem? Îmbarcarea pentru Tartu. N-ați plecat acasă, a stat până la ora asta aici, m-ați așteptat. Mai avem de ștampilat și de introdus porumbei în mașină. Da. Cum e? Am înțeles că e prima ediție la care participați la Tartu? N-ați... Prima ediție la care particip porumbei și eu. Am adus și eu 3 porumbei. Da, da, știu că aveți și porumbei adevărați de maraton. Adevărați. Porumbei. Ați mai avut. Recunoașteți, lăsați modestia deoparte că ați mai avut. În anii precedenți au mai fost rezultate. Da, nu la Tartu, dar la alte maratoane. Prima ediție, e distanța destul de mare, nu știu să știi ce. Cât aveți? 1000? Peste 1400. Da, e. 1400. Ce ați adus? Porumbei maturi, mai tineri? Am 2 porumbei maturi și un tânăr care a făcut și 2 fonduri, a zburat binișor. Mm-hmm. Și arată foarte bine, în formă maximă. Ia simți că sunt în formă corect. De test, nu e nimic spectaculos. Oricum, originea porumbeilor noastre sunt unele... Da, e originea de maraton, bună de maraton. Dar, anul ăsta nu prea am avut timp de ei, nu prea mă pricep la recuperare, sincer vă spun. O să lucrez, o să-mi fac temele în iarna asta. Nu știu, nu mă pricep la produsele astea noi apărute acum pe piață. Sunt foarte buni, colegii văd că le folosesc. O să încerc și eu să vedem, fac temele de iarna asta și vedem pentru la anul. Deocamdată cam astea sunt. Ați lăsat ceva porumbei? Anul ăsta ați pierdut? Nu foarte mult. Am porumbei foarte puțin, zbor porumbei puțin. Nu, chiar nu. Am participat la etapa de Malta cu 4 porumbei, au venit toți, au venit mai târziu, adevărat, vremea n-a fost bună. A fost capricioasă, da. Capricioasă, n-am avut timp să-i pregătesc, recunosc, niște probleme și n-am avut timp. Da. Dar i-am pe toți acasă, 2 dintre ei pleacă la Tartu. Prezenți aici, da. Prezenți aici. Aș fi avut 3, o femeie care, din păcate, trebuie să o și n-am riscat-o. Da. Cam asta e. Păi că sunteți aici cu prietenul nostru. De viață și mentorul, da. Nu? Domnul Vasile Bădic. Da, am venit împreună cu Nea Vasile. Frumos. Omul de care țineți aproape în continuare, nu? Ținem aproape, că... V-a crescut, nu? Un om serios, da, un maratonist adevărat, am învățat foarte multe de la el, am porumbei de la Nea Vasile. Da. Normal că... Da. Mai vă sfătuiți și acum, în ziua de astăzi, cu Iudăsul, da? Bineînțeles. Referitor la perechi de... La perechi, la... Ce să zic? Tot ce... Da. Ce înseamnă porumbei? Tot ce înseamnă porumbei, Nea Vasile cunoaște, a trecut prin ele, toate maratoanele, tot ce a fost. Îl văd mereu pe Facebook. A câștigat tot ce înseamnă maratoane, este campionul Brăilei, campionul nostru. În ciuda problemelor de sănătate pe care dânsul le-a avut anul trecut, am văzut că se mișcă în continuare la fel de bine. Exact, are porumbei. Și cu porumbei din voliera din Brăila. Nea Vasile știe să pregătească porumbei, doar de mulți ani. Un top, ca să zic așa, și anul acesta are la Malta sosiri foarte bune. Unul dintre campionii de referință ai României pe segmentul ăsta de categorie de zbor, da. Dar una peste alta încrezător, nu? Eu așa zic. Că nu se știe niciodată. Încrezător, da, nu se știe, e adevărat, nu se știe. Un concurs nu seamănă cu altul. Bineînțeles. Dar e cam ultima șansă zborul ăsta, să zic așa. Am unul dintre mascul care e clasat la Bialystok, da. În el am toate bazele și nu să știi. Nu să știi, exact. Da. Vă țin pumnii, da. Vă doresc în continuare mult succes. Mulțumesc. Sunt convins că o să vă faceți temele peste iarnă foarte bine. 100%. Este? Exact. Începând cu primele etape de concurs din anul următor. Deja mai am oprit porumbei tot așa să zbor la 2 ani, la 3 ani. I-ați mai maturizat, e ok. Nu e loc de zbor bun. Ușor, așa, nu ne grăbim, avem timp. Da. Așteptăm să zburăm etape cât mai lungi și cât mai des. Cu stimă, domnul Adrian, numai bine. O seară bună și mult succes vă doresc. La fel, numai bine.